România și Bulgaria sunt pregătite să intre în spațiul Schengen. Acesta a fost mesajul Comisiei Europene, care a precizat și că o decizie pozitivă va fi luată cât mai repede posibil. Austria continuă să se opună, însă, și în ciuda lucrurilor sau fixare de către Rusia, implicată în legat de migrații. And they have been fulfilling these criteria since 2011. Even more, Bulgaria and Romania have constantly acted as key essential actors for the development of the Schengen. The position of the Commission is also clear when it comes to both Romania and Bulgaria joining together. They are fully ready to do so. Anunțul a fost făcut de către purgătoare de cuvânt a Comisiei Europene, care a distribuit aceste declarații pe platforma ei de Twitter. Desigur, românilor de pretutinde, la care a atașat mesajul colaborăm de aproape cu președinția Consiliului pentru ca o decizie să fie luată cât mai curând posibil. Admiterea României și a Bulgariei în spațiul Schengen se numără printre prioritățile fixate de Comisia Europeană pentru reuniunea Consiliului Schengen din 8 iunie, deoarece instituția consideră că cele două state îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate. România și Bulgaria au încercat să vină ultima dată la spațiul de liberă circulație în iarna anului trecut, însă Olanda și Rusia au respins această inițiativă. Guvernul de la Haga a dat un de verde României, însă doar dacă aderarea nu includea la pachet și Bulgaria, dar Austria a respins cererea României sub pretextul că prin țara noastră s-ar înfăptui migrația ilegală. În realitate, Rusia este cunoscut pentru relațiile strânse pe care le are cu Rusia. Și în ciuda numeroaselor presiuni exercitate în iarna anului trecut până acum, ministrul extern austriac Alexander Schallenberg a precizat că Viena își menține dreptul de veto ce inițiază intrarea României în Schengen, până va constata o așa multă scădere susținută a numărului. De asemenea, presa din Austria a mai spus în vizita ministrului de interne, Gerhard Karner, că în perioada următoare nu este nicio speranță de aderare în Schengen.